Xu Qi was a rock singer for 20 years. Xu Qi a fost cântăreț de muzică rock timp de 20 de ani. Cânta în cluburi de noapte și în alte locuri din întreaga China. Dar faima și banii nu l-au ajutat să-și umple golul pe care îl simțea înăuntru. Mi-am luat ceva timp să recunosc asta, dar plăcerea a fost temporară. Nu a ajuns înăuntrul sufletului meu. Xu ne-a povestit cum totul s-a schimbat într-o singură clipită și a schimbat cariera muzicală. Citeam în Biblie, iar Dumnezeu mi-a vorbit prin versetele 7 și 8 din primul capitol din Ieremia, care spune așa: Nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Acele versete au fost ca un fel de revelație pentru el. Xu spune că atunci și-a dat seama că Dumnezeu l-a chemat să își folosească vocea. Mi-am dat seama că cei 20 de ani în care am fost cântăreț de muzică rock nu au fost în zadar și că Dumnezeu mă pregătea să arăt dragostea lui prin muzică. În loc să mai cânte în cluburi, el a început să organizeze concerte de muzică creștină în toată țara, lucru pe care nimeni nu l-a mai făcut înainte public și la o scară atât de largă. După ce am ieșit din divertisment și m-am dedicat total bisericii și am compus muzică pentru atragerea oamenilor la Hristos, statutul meu social și valorile s-au schimbat în totalitate. Și Domnul i-a răsplătit ascultarea. Sunt implicat total în această lucrare de aproape 3 ani. În această perioadă, în jur de 2 milioane de oameni au ajuns să-L primească pe Iisus la concertele mele. Da, 2 milioane de oameni. China iubește muzica. Printr-un sondaj la acest fel făcut pentru prima dată în China anul acesta, s-a aflat că 977 de milioane de oameni, adică 75% din întreaga populație a Chinei de 1,3 miliarde de oameni, ascultă muzică regulat. Xu știe că are spectatori nelipsiți care sunt deschiși să audă de dragostea lui Dumnezeu. De fiecare dată când pășesc pe această scenă, simt că trebuie să împărtășesc Evanghelia cu necredincioșii și să le vorbesc despre pocăință și despre iertare. Să le împărtășesc cum viața mea stricată a fost restaurată și reînnoită. Xu recunoaște că ceea ce el și alți cântăreți fac în China ca să răspândească Evanghelia este imens. China este, până la urmă, o țară ateistă, a cărei guvern este împotriva creștinismului. Deși industria muzicală creștină de aici pălește în comparație cu cea din Statele Unite, Xu crede că fac și ei progrese. Muzica a fost creată de Dumnezeu, dar a fost furată și otrăvită de cel rău. El a plantat întunericul în ea și se folosește de aceasta ca să inducă în eroare pe oameni. Eu încerc să o răscumpăr printr-un mesaj pozitiv și plin de speranță, care îi îndreaptă pe oameni spre dragostea lui Dumnezeu și le atinge sufletele. Datorită exemplului său, din ce în ce mai mulți artiști proclamă Evanghelia prin intermediul muzicii. China a fost martora unei explozii de competiții muzicale în ultimii ani, iar creștinii au jucat un rol foarte important în câteva dintre acestea. Printre aceștia se numără și Li Wenqi, finalista emisiunii televizate de competiție muzicală Vocea Chinei. Fiind la vârsta de 18 ani, ea spune că înțelege presiunea cu care se confruntă mulți colegi de ei, care sunt în lupta pentru marele premiu. Mulți oameni din China cred că scopul lor pe acest pământ este agonisirea banilor, așa că sacrifică totul pentru a-și urmări acel vis, dar nu primesc nimic în schimb. Prin muzica mea încerc să încurajez pe oameni să-L caute pe Dumnezeu. Tatăl lui Li este și managerul ei. El spune că este cu adevărat remarcabil că în China zilelor noastre fiica sa să poată cânta fără rețineri despre Iisus Hristos pe un canal național de televiziune. În urmă cu 30 de ani, așa ceva era inacceptabil. Acum suntem liberi să cântăm cântece de închinare. Știu că Dumnezeu își face glasul auzit în toate națiunile lumii. Joseph Choi păstorește o biserică locală din Beijing. Spune că artiștii precum Li și Xu le arată oamenilor un alt gen de muzică care este creativ, îi inspiră și le captează atenția. Muzica creștină influențează și alte religii. Dacă ne uităm puțin la muzica budistă, observăm că în mare parte sunt fără viață și foarte plictisitoare. În ultimul timp, cântecele lor au devenit puțin mai vesele. S-au inspirat din muzica creștină ca să-și compună proprii
propriile melodii budiste. Acest fapt arată că impactul muzicii creștine este foarte mare. Aceasta este muzica pentru Shu. Pe lângă faptul că scrie melodii noi și susține concerte creștine, el încearcă să-i convingă și pe alți artiști să-și facă curaj să împărtășească dragostea lui Hristos. Cred că sunt foarte mulți cântăreți cărora le este teamă, din anumite motive, să cânte deschis despre Hristos. Mă rog ca din ce în ce mai mulți artiști să prindă curaj pentru ca oamenii să audă despre dragostea lui.